întâlnește pe alți oameni care fac jogging. Ia? Auzi, ia, ia. Mulea case? Da, da. Mă, adevărul e că la noi aici nu face jogging decât Leana lui Sterică Piratul și asta numai în cazul în care vine bărbatul beat de-o alergă cu parul. Face jogging până la măsa în deal și nu zice decât un singur cuvânt. Sau două, trei după caz. Aoleu, sau numai dat. Funica, funica! Nu la bunica, la măsa să stai. Ai bunica! Ce zice? Funica! Am învățat și el o jurătură, nu mai ții minte. Mama măsii, dar o zice pe scurt. Bunica. Bunica. Așa, bunica, bunica, da. Apă cum zicem? Că în Deutschland zicem gut morgen, guten alles gute, und in America zicem have a nice joking? Cum zicem aici, da? Dacă te întâlnești cu alții. De uite. Dar să-ți spun la întrebare, adevărul e că în cazul în care faci jogging la noi pe uliță, nu trebuie să știi decât un singur cuvânt. Faci cuvântul? Maș. Maște! Dar putea ca nici ăsta să nu te ajungă și trebuie să iei un RTV-i, că știi, câinii ăștia de pe la noi nu sunt învățați cu jogging. Să luați, mă, RTV-ul ăla de lângă poartă. Așa. Hai, mă, tata, că am plecat să rămân la pat. La revede! Maș! Maș! Maș aici! Maș! 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 Să rămân la tata. Ce cauți acolo, măi? E foame. E foame. Mă, mă, atași, să mâncați. Să mâncați și aduc. Tu ce faci? Nu te duci la școală? Nu mai duc greu la nicio școală. De ce, mă? Păi ne punea să învățăm, s-a pus cu cartea pe noi. Hai, nu s-o. Vă pun să învățați? Bă, dar sunt extragerați și ăștia. La ce? De exemplu, ce vă pun să învățați? Păi, uite, de exemplu, la română ne pune să citim cărți. Hai, dacă spun. Da, dar ne simțiți. Rău de tot. A, la mai ce? La istorie? La istorie? Pe aici. 1821, 1848, 1877, 1907, 1918, 1944, 1989. Ce sunt ăștia? Niște ani, n-am pus să învățăm așa. Niște ani că scrie într-o carte că trebuie să învățăm ani ăștia. Ia uite, bă, săraci, bă. Voi vă pun să învățați și la geografie? La geografie, bineînțeles, ne pune să ținem minte toate denumirile, toate bazaconile, țara Gutuiului, Țigleșului și Subcarpații de Criblură, țara Bursei și Strâmtoarea Fosfor și Dandanele. Ia, bă, da, săraci, dă-te. Dar tu cum am, eu știu ce să zic, mă, băiatul, tati, poate eu știi și ceva, vă folosi vreodată la ceva, să știți astea, eu știu. Nu folosesc bine nimic tâmpenile astea, oricum dacă mă întreabă cineva ceva aflat de pe internet. Așa? Da. Bă, dar știi ce mă gândesc eu, mă, băiatul, tati? Dacă într-o seară, să zicem, punem cazul, stai și tu cu o fată de vorbă la poartă, ții de mână, și ea te întreabă așa, deodată, tam nisab, bă, ce înălțime are vârful ciomolul, mă? Tu ce stai? Nu zic nimic, abre, mă duc la internet cafe, intru pe internet, dau un search afle imediat, că e non-stop. Aha. Am un băiat tari, dar vezi tu, că până te duci tu la internet cafe, până afli că vârful Ciomolugma are 8848 de metri, până te întorci, o găsești ocupată, mă, și-o ia altul. Cine se mai ia, bre? Eu te tot un prost ca tine, dacă care are laptop. Aici nu ai vrem la Ilie? Dar unde să fiu? Că ce s-a plecat fata Natale cu Hans? Nu! Ba da, o alergă cu un zar. Nu alergă, măi! Ba da, bre, asta mica Matale a intrat la finanțării ca să se ascundă Hans după ea. A stat acolo cu sperdorul, cum a zbugit-o la tata Ileana, ne-am să după ea. Acum spune Ana Vasile și ne s-au prins-o, du-te, bre, liniștește, n-am să duc, mie să nu bată. Nu o bate, măi, face jogging. Ce-i face? Jogging. Adică cum jogging? Eu te, adică în vizită pe la rude. Așa în chinuți? Exact, eu de obicei nemțesc. Doamne, feriște. Dar nu m-a și de fapt. Acu ți-e bine? Da. Acu du-te acasă, că ai treabă. Așa e, bre. Am o grămadă de treabă. Câtă treabă am! Să rămână ta. Să treci, mă, băiatul tati. Dar ce, mai e supărat? Mă gândesc. Oh, la ce te gândești? Mă gândesc la Indica, la prietena mea. Dar de ce, mă? Uite de-aia că nu mai am când s-o văd. Păi de ce nu mai ai când s-o vezi?
N-are timp. Învață. Ce învață, mă? A intrat la universitate, la Mizil. Da? Eu auzi, bă, bravo, ei. Dar ce, la Mizil e universitate, măi? E universitate mare, de-aia particulară. Și ce studiază acolo, bă? Ce învață? Zootehnie, speologie și actorie. Trei facultăți? Păi da, dacă e universitate serioasă, acolo ori ești om, ori nu ești om. Eu auzi, bă, bravo, ei. Păi da. Și acum cum face? Că parcă ea era din Târgu Mureș. Face naveta sau stă la cămin? Stă acasă. Cum stă acasă? Uite așa, e o universitate de-aia prin corespondență. Cum prin corespondență? Stă acasă și ăia îi trimi lecțiile prin poștă. Păi și extemporale cum dă? Tot prin poștă. Stai, mă, asta e la scris, dar la oral? Oralul dă prin telefon. Ia auzi, bă, eu uite, bă, ce s-a dezvoltat învățământul ăsta românesc. Păi că așa... Dacă stau să mă gândesc, aș putea să fac și eu vreo trei facultăți. Toate în sufragerie și îmi dau examen. Mai beau o țuică, mai fac o facultate. Mai beau o țuică, mai fac o facultate. Te rog eu frumos, nu mai spune de examen, mă, tată. Uite, îmi este și plâng, că mi-e dor de ea. I-a scris o poezie. Da, nu voi atâta. Măi, eu nu lua pe panta asta la poezie, mă, că te ia de cap. Vrei să te citesc? E lungă? Nu prea e lungă. Citește. Ildico, ești bine? Mă gândesc la tine. La ce a fost odată. Sub bolta stela. A, cum ai spune? Păi, foarte bun. Îți place, nu? Ești. Bună ziua la toată lumea! Măi, Cornele, ai venit la fac? Nu, măi, Cornele, că sunt în misiune. Domnul agent șef! Așa? Uite, hai să ascult ceva frumos! Măi, e să zic eu ceva și mai frumos. Hai, domnul șef, e așa ca divertisment. A scris băiatul ăsta o poezie. Să vedem, mă, da ce părere ai. Ia, citește-mă! Ildico, ești bine? Mă gândesc la tine. La ce a fost odată, sub bolta stelată. Mi se face pielea de găină. Ce zici, domnul șef? Domnul Gorovete, dragi băieți și fete, sub bolta stelată, tu pleci în armată. Uite, urgând în corporat. Ia uite, mă, doamnă, că mă ia în armată! Păi da, bă, că erai ultimul din sat care nu erai bărbat. Aoleo, unde mă duc eu, cu setul greu, de partidul mei? Tocmai la care? Acum ai fost de partizan. Eu acum v-am salutat. Ce fac, mă, doamnă, mă ia în armată, ești și Indico? Păi da, mă, trebuie să oameni și băia și asta e, dai ce să-i faci. Bă, mă rog, să-i schimb poezia. E schimb. Gata, Ildico, află despre mine că mi-e dor de tine. Eu fac saltul și culcat, tu dormi singură în pat. Bă, e frumos, e bine. E bine? E bine. Uite, vezi, astea, ultimile două versuri, nu prea se leagă. Cum se leagă, domne? Eu fac saltul și culcat, tu dormi singură în pat. Da, mă, băiatul tati. Că tu faci saltul și culcat, asta e sigur. Dacă eu o să doarmă singur în pat, asta rămâne de văzut. Ascultă la mine că-ți tombe. Gata, hai să-mi ce-a spățit? Ce-a spățit? M-am luat după tine să trece pe la neamuri. Păi și foarte bine. Foarte bine, păi am trecut pe la fina, Zorica, așa cum ai zis, și de bucurie săraca zesa, m-a scos și aia tuica pe masă. Am trecut și pe la vărul Pelin, a scos și el și i-a dat vișinată. Ne-am dus, tata Ileana ne-a luat în brațe și ne-a pupat repede și ea cu două pahare de vin. Vărul Vasile i-a dat un pom. Și pe mine am întâlnit că era în spinare toată bunița. Și la bufet, nu zic, noi am întâlnit cu Sorin Pârlogu și la Cifrișencu, un coniac. Zvai coniac. Ce să fac? Și stai să uite ce halaj. L-am adus toată ulița, nu rezistă el. Păi dacă nu rezistă, să nu mai facă jogging. Băi, Hans, așa e jogging-ul pe la noi. Eu? Eu sunt culcat. Mamă, te bună! Mamă, stai aici.